În data de 30 decembrie 2013, legea pensiilor a suferit unele modificări. Acestea vizează persoanele încadrate în grupa 1 de muncă, care, datorită adoptării noii reglementări, vor ieși mai devreme la pensie. Astfel, persoanele care au lucrat în condiții grele de muncă, precum muncitorii din domeniul mineritului, siderurgie sau căi ferate, se vor putea pensiona mai devreme. În prezent, legea prevede ca pentru această categorie de persoane, un an de muncă să fie calculat ca un an și jumătate de vechime. Astfel, dacă un contribuabil a muncit timp de 10 ani în condiții grele, va putea să iasă la pensie la 60 de ani în loc de 65. În data de 30.12.2013, în Monitorul Oficial 842, a fost publicată legea 380 din 24.12.2013 pentru modificarea și completarea legii 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice. Astfel, în situația persoanelor care au realizat stagii de cotizare în grupa 1 de muncă, potrivit legislației anterioare, date de 1.04.2001, cu excepția celor realizate în activitatea care sunt încadrate în condiții speciale, vârsta standard de pensionare se reduce în funcție de stadiul de cotizare realizat în grupa 1 de muncă, dar nu pentru perioade mai mici de 6 ani, iar reducerea este de 6 luni pentru fiecare an lucrat. Potrivit ministrului Muncii, numărul românilor care vor beneficia de această reducere este de aproximativ 20.000. Propunerea legislativă cu privire la pensionarea anticipată a persoanelor care se încadrează în grupa 1 de muncă a fost adoptată în penultima zi a anului 2013 în plenul Camerei Deputaților. Toți reprezentanții grupurilor parlamentare au fost de acord cu susținerea proiectului.